spune că numai mâna s-o puie pe un bărbat străin în această zi și va fi drăgăstoasă bărbaților în tot cursul anului. Se ține pentru ferirea de diferite boli la dragobete, țărancele, ca să nu prin le țin țărancele, citesc exact cum din document, ca să nu prindă soarele pe copiilor, le leagă de gât un șinorel din arnici roșu împletit cu bumbac alb. De altfel, sărbătoarea o putem pune sub semnul primăverii, pentru că primăvara, până la urmă, este anotimpul renașterii întregii naturi, e simbolul reînnoirilor importante din viața omului și a comunității întregi și este anotimpul dragostei. Deci nu întâmplător dragobete se sărbătorește la dată fixă, 24 februarie, dar variază tot cu dată fixă în alte zone, respectiv la 1 martie și chiar la 25 martie. Două sărbători importante, pentru că la 1 martie este ziua Babei Dochia. În anumite legende legate de Baba Dochia, Dragobete este chiar fiul Babei Dochia, valorificat pozitiv față de Baba Dochia în legende. Iar 25 martie este bună vestire, nu? O sărbătoare creștină extrem de importantă, numită popular Ziua Cucului. Dacă dragobetele, 24 februarie, să zicem că este ziua păsărilor, ziua nuntirii păsărilor, iată că și la 25 martie mai avem încă o zi dedicată cucului, un alt mesager al dragostei pe plaiurile românești. Da, mulțumim pentru această primă intervenție. Leontin, o să te întreb și pe tine câte ceva despre acest dragobete, dar întâi haide să luăm o pauză muzicală de data aceasta și să te invităm să ne cânți o primă melodie. De dragoste. De dragoste. Da, Oana, și fiindcă spunea domnul Parasca că femeia care va pune mâna pe un bărbat de dragobete va fi drăgăstoasă tot anul, ai ocazia să pui mâna pe mine acum ca să fii drăgăstoasă. Așa să fie. Și eu să pun, că și eu vreau să fiu drăgăstos tot anul. Așa să fie, Leontin. Sigur. Bravo, dragobete. Leontin Ciucur. Așa este. Nici nu se desminte. Cât-o-i trăi pe pământul meu-i petrecită horindu, la la e la 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 la. Cât-o-i trăi pe pământul meu-i petrecită horindu, la la e la 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 la. La omul cu supărari, orilis de alinari, ai la 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 la. Greu-i dealul la păduri, nu-l pot sui de gânduri, la 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 la. Greu-i dealul la păduri, nu-l pot sui de gânduri, la 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 la. Că atâtea gânduri am, cât e zâle sunt un oanu, ai la 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 la. Domnice, n-aș da pe lume, tătânăr dacă-aș rămâne, la 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 la. Domnice, n-aș da pe lume, tătânăr dacă-aș rămâne, la 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 la. Și nu-mi treacă viața iute, că mai am de făcut multe, ai la 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 la.
zic și batere fac, la mândra nu ies pe plac. La la e la 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 e la la e la la e la 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 la. Bater zic și bater fac, la mândra nu ies pe plac. La la e la 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 e la la e la la e la 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 la. Bater zic și bater măr, cu nimica nu mă aleg. Aie la 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 e la e la e la 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 la. Ani vin, ani se duc, și eu și triest n-apuc. La la e la 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 e la la e la la e la 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 la. Ani vin, ani se duc, și eu și triest n-apuc. La la e la 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 e la la e la la e la 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 la. Astăzi beau, petrec și cânt, mâini o-i fi dus în pământ. Aie la 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 e la la e la 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 la. Nu-mi pari rău de nimic, numai după lume un pic. Aie la 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 la. Mulțumim foarte mult, Leontin, și vorbim de Dragobete. Spune-mi, te rog, în zona mirifică din care vii tu, și spun asta pentru că eu am fost pe meleagurile tale natale, există acest Dragobete? Există această sărbătoare? Deci, din păcate, eu am apucat să cunosc Dragobetele numai din cărți, din ceea ce am citit. De fapt, se spune că Dragobetele vine din secolul 18-19. Nu s-a practicat ritualuri de dragobete în zona din care vin eu. N-a fost cunoscut și chiar mă bucur că noi avem prilejul acum să promovăm această sărbătoare și să o reînviem, pentru că este o sărbătoare care s-a desfășurat în vechime și a fost probabil și în zona noastră. Cine știe? Da. Dacă tot am adus aminte de zona ta, spune-mi cum se mai păstrează obiceiurile, cum se mai păstrează tradiția în satul tău, în Damiș? Pot să spun că un obicei care se păstrează încă și în zilele de astăzi este obiceiul la corindat. Dacă ai văzut spectacolele noastre care le-am făcut cu ansamblu Crișana pe posturile de televiziune, cam același gen de corindat se păstrează încă și astăzi în satul meu natal. Deci ați pus, deci, să înțeleg, ai pus în scenă... Efectiv, am pus în scenă ceea ce se întâmplă încă în realitate în satul meu natal. Se practica pe câțiva ani în urmă încă horă, dansul duminical, când se făcea în fiecare duminică la Căminul Cultural, dans, cânta muzicanții satului și se adunau tinerii la dans, însă, din păcate, acest obicei nu se mai păstrează acum. Dar totuși e mare lucru că se păstrează și corindatul. Așa este. Domnule Parasca, să înțeleg că Dragobetele n-a existat nicăieri în Bihor. Și spuneți-ne care de fapt sunt zonele unde îl găsim astăzi. N-a zice chiar. El este atestat în Transilvania, Muntenia, Oltenia, în mod cert pe documente din secolul al XIX-lea. Sigur că obiceiul este mult mai vechi și vine, cred că, dintr-un cult al strămoșilor mitici afimorf, deci în sensul de păsări. Pentru că în această credință, comportamentul animalilor și păsărilor era și o conduită pentru individ, pentru colectivitate, pentru comunitate. Faptul că în această perioadă, care se poate observa de orice ornitolog, în această perioadă păsările nemigratoare, cu adevărat se adună, încep să-și caute perechile, caută să-și facă cuiburile în perspectiva perpetuării, nu, speciei. De la acest comportament al păsărilor, firesc, se trezește și sentimentul erotic al tinerilor. Sigur, la modul platonic, nu? Aici nu putem vorbi de un erotism în sensul în care îl mai găsim în
cântele de dragoste în, și în alte motive, cum e zburătorul, care se regăsește în, în credințe și în lirica românească și populară, dar și exploatată de un Mihai Eminescu sau Ion Heliade Rădulescu. Leontin zicea că nu-și amintește. Eu sunt mai la aval, mai în aval, tot de pe crișul repede. Și se pare că în copilăria mea acest Dragobete era ținut într-un anume fel. Ca și în alte zone folclorice ale țării, tinerii ieșeau la pădure, în locurile unde zăpada părăsea dealurile, pentru a culege primele flori de primăvară, respectiv ghioceii, călugării, cam acestea erau primele flori care apăreau primăvara. Și ne întorceam acasă cu florile acestea. Eu eram copil, dar cred că cei mai în vârstă făceau gestul ăsta la virtualele lor iubite, dacă nu erau deja cumva reperate. Era un descântec frumos care eu cel puțin îl petreceam prin fața ochilor mamei sau surorilor mele, dar repet, tinerii probabil că îl realizau în peste ochii fetelor de măritat și foarte frumos altfel. Care eu l-am și exploatat în niște scenarii folclorice pe care le-am valorificat pe scenă. Textul este frumos și dă foarte bine. Florile în floară, ochii nu te doară, florile în bobocească sau florile să veșteșească, ochii tăi întinerească. Era un gest care ducea la sentimentul ăsta de dragoste matern, să zicem aici, sau filial, să zic, dar pentru o fată care nu mai... Îi fura inima cu aceste versuri, mă gândesc. Se pare și era în această perioadă de primăvărare. Așa se petrecea în zonele unde este atestat și chiar se spune că băieții alergau fetele când se întorceau de la culesul florilor și dacă o prindea, normal că o săruta. În văzul tuturor. Deci nu era un gest ascuns și de aici probabil că se întâmpla ceva în toamnă sau în câșlegi. Se avansa o nuntă. În orice caz, o sărbătoare frumoasă. Acum, ce vreau eu să spun, nu știu dacă e nevoie chiar de o zi a dragostei. Aparte pentru așa ceva, sigur. Avem trei sărbători în care am putea să ne ducem spre sentimentul acela cu sărbătoarea Mărțișorului, nu, la 1 martie, și sărbătoarea cucului la Buna Vestire. Când tinerii se adresau cucului la primul cântac de cuc, cu o strigare la așa și numită strigare la cuc, cucul fiind perceput ca o pasăre oraculară, profetică chiar, și se striga: cucule, câți ani, cucule Maria ta. Câți ani mi-ai dat până ce m-ai însura sau mărita, depinde. Și cu răspundea. Da, o să vă rog să nu ne dezvăluiți. Doar un cântec de dragoste. Să nu ne dezvăluiți chiar tot. Leontin, da. Te rog să ne mai încânți cu o melodie. Le-le-le-le-le-le-le-le, tă te-așteaptă și le joc. Le-le-le-le-le-le-le-le-le,
le-a jucat, dacă aș pute, ai hop și iar hop, dar mă vedi muiere, li 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 măi, măi. Le-l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 e
cu mândruța media sară. Li 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 măi, măi, arde-o măi! Ai de la noi a treia casă, li 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 li. Este o fată și o nevastă, li 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 li. Cu nevasta triez bine, ai hop și iar hop, fata mori după mine. Li 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 li, măi, măi, hai să-i măi! Ai, bagă-mă, Doamne-n pământul, li 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 li. Și văd mândrile cum plângu, li 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 li. Și mă scoate, Doamne, iar, ai hop și iar hop. Și mai stau cu mândrosar, li 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 li, măi, măi. Hai și mă scoate, Doamne, iar! Leontin, mulțumim frumos. Haide să discutăm acum puțin și cu tine și o să te rog să ne faci o retrospectivă a vieții tale artistice, începuturile tale folclorice. Da. Eu voiam doar să completez despre Dragobete și chiar să îl întreb și pe domnul Parasca ce părere are despre acest lucru. Din ceea ce am aflat eu despre Dragobete, am văzut că sunt lucruri similare din ele, ritualuri similare cu ceea ce se întâmplă în zona Beiușului în ritualul lioarei. Și în cadrul Dragobetelui am văzut că se practica uneori acest ritual al însurățirii fetelor sau cete de băieți și fete se duceau veseli spre pădure pentru cules de flori și cules de ghiocei. Și oarecum am văzut ritualuri foarte asemănătoare. De Dragobete era frăția de cruce. Frăția fetelor, ritualul ăsta de solidaritate feminină e un pic mai încolo spre de Paște. Da. Dar de Dragobete era acest ritual de prinderea fraților de cruce. Iată deci, deci un alt ritual înfârtățirea, care exista. Înfârtățirea feciorilor care se prindeau. Nu erau rude, fără discuție, dar se prindeau să rămână frați toată viața, ajutându-se reciproc în momentele importante din viața lor. Aș mai să nu uităm totuși că 24 februarie în calendarul creștin-ortodox este o sărbătoare, aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Și poate că nu întâmplător Dragobete este numit și cap de primăvară. Iată ce asociere între sărbătoarea creștină și sărbătoarea aceasta care este, zic eu, precreștină, că vine, sigur vine din credințe mult arhaice. E o sărbătoare arhaică, dragostea apare, nu? Dar se spune că era chiar sărbătorită cei de la... Se ținea. Nu, se ținea. Se ținea, se ținea. Păi, și spune cine nu ținea sărbătoarea asta, ciricăia tot anul ca păsările. Nu mai vorbesc, femeile ieșeau în curte, în ziua cu pricina și... dădeau hrană atât păsărilor domestice cât și păsărilor cerului.
O să, deci o să, iată, da. Iar vă întrerup, trebuie iată, să vă întrerup să ne urmăm un pic șirul. Scenariul, exact. Da. Bineînțeles, ca să putem vorbi și în partea a doua a emisiunii. Sunt convinsă, dragi telespectatori, niciodată nu ne ajunge o oră, mai ales când e vorba de doi invitați, dar ce să facem? Asta e deocamdată. Leontin, te întrebam despre viața ta artistică. Ce să zic, în muzica populară am debutat de tânăr, am fost descoperit de tânăr și ca să... Totdeauna o recunosc, pe mine m-a descoperit ca și interpret de muzică populară domnul profesor Buciuman la o selecție pentru Mândrui Cântec în Bihor. Am participat la o selecție la Alești pentru Mândrui Cântec în Bihor, aveam vârsta de 16 ani și așa am participat la primul meu concurs, ca să zic așa, unde am luat un premiu special al juriului la 16 ani pentru interpretare și m-am mândrit ca apoi, cu acest. Ca apoi am revenit. Să fie laureat... Am revenit și în 1981 am luat marele premiu al Festivalului Mândrui Cântec în Bihor, care a fost rampa mea de lansare. Am participat la multe festivaluri imediat după aceea, am fost laureat la... Floare de pe Bărăgan, la Festivalul Maria Tănase, la Maria Lătărețu, am fost laureat la Cântec Nou Mehedin, Steaua Litoralului, Cântecele Ancului de la Câmpeni, Voci Tinere de la Deva, o pleiadă de festivalele pe care de fiecare dată mă întorceam cu premii când participam la aceste festivaluri, prin ineditul prin care apăream cu folclor autentic din Bihor și prin stilul de interpretare pe care l-aveam. Am pornit apoi cu primele imprimări în radio și de ce nu, a fost o perioadă în care n-am fost foarte activ, n-am fost foarte prezent, pentru că m-am căsătorit, după aceea au venit copii, am 3 copii mari cu care mă mândresc și au fost și greutăți familiale, deci n-am putut să fiu foarte prolific în domeniul muzicii populare într-o anumită perioadă a mea. Am venit de la țară, am schimbat multe chirii în Oradea într-o anumită perioadă. N-a fost ușor. Chiar nu mi-e rușine să recunosc că am avut și perioade în viață când soția era cu 2 copii, lucram electronist la întreprinderea mecanică și ne gândeam cu ce o să cumpărăm pâine a doua zi. A fost și perioade grele. Dar am trecut peste ele și cu multă muncă, cu stăruință și cu ajutor divin am reușit să răzbatem și iarăși am revenit. Și cu dragoste, apropo de tema discuției, și cu dragoste față de cântecul, popular și de tradițiile. Domnul Părasca, dragostea ne dă viață, ne dă speranță, așa ne este. Dă putere și așa este. Ai perfectă dreptate. Dragi telespectatori, înainte de momentul publicitar, o să-l invităm din nou pe Leontin Ciucur să ne cânte. Bate vântul când e pa măie, la 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 la, cum o bate iute-n flori, la 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 la, mândra după mine mori, la 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 la. La-la-la-la-la-la-la-la-la, și trimătura-n paharul, la-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 la, dai o foc o bolunzătu, la-la-la-la-la-la-la-la-la, și trimătura pe vântul, la-la-la-la-la-la-la-la. Sanie la 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 la, mere cu ei trebuie, la 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 la, prinde-o-i cai la ce leagă, la 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 la, mere-o-i la ea că mi-i dragă, la 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 la. La 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 la,
la 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 pe colțul de la zadie la 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 și când ți-a fi dor de mine la 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 poate jos pângă zadie la 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 și când ți-a fi dor de mine la 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 poate jos pângă zadie la 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 la. Mulțumim frumos, Leontin, dragi telespectatori, așa cum vă anunțăm un scurt moment publicitar și revenim. Lai lai la da 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 la mândrai crâșmărițe mari lai lai la da 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 la la pirtuțu cel din vali lai lai la da 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 la mândrai crâșmărițe mari lai lai la da 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 la cât o-i fi de năcăjitu ai la da 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 îmi treci la el la pirtu ai la da 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 la e la oi ui ui ușa-ș pe pălincă cu mândracu gură mică. Crâșmăriță, crâșmăriță, lai lai la da 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 la ăstie vorbesc pe uliță, lai lai la da 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 la crâșmăriță, crâșmăriță, la lai la da 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 la ăstie vorbesc pe uliță, lai lai la da 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 la e vorbesc că-i păgubi, aie la da 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 că nu știi rândul crâșmi, aie la da 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 la e la ușa și nu mai na, dulci gura la mândră măi! Măi mândruță crâșmăriță, la la e la da 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 la dă și mie o pălincuță, aie la da 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 la măi mândruță crâșmăriță, aie la da 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 la dă și mie o pălincuță, aie la da 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 la pălincuță de bihoru, aie la da 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 la și nu te ui până moru, aie la da 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 la e la măi pălincuță și rachie se curată pânzachie, hai dă numa și numa măi că din noi putea plăti, aie la da 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 la voi vini și ți-oi hori, aie la da 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 la că din noi putea plăti, aie la da 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 la voi vini și ți-oi hori, aie la da 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 la ți-oi hori, ți-oi trăgăna, aie la da 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 ieși nu mă poți uita, aie la da 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 la la voi de ți-oi trăgă, ți-oi putea, ți-oi plăti când voi avea măi. Crâșmăriță ce-ai făcut-o, aie la 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 e nu poți și te mai uit-o, aie la 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 crâșmăriță ce-ai făcut-o, aie la 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 e nu poți și te mai uit-o, aie la 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 mi-ai pus iarbă-n băutură, aie la 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 o mai plăstăma din gură, aie la 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 mi-ai pus iarbă-n băutură, aie la 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 o mai plăstăma din gură, aie la 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 la. Ce gândești oare, la 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 măr cu mândra păcărari, măr cu mândra păcărari nu știu ce gândești oare, la 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 meri încet și legănatu, la 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 credi că eu-s vinovatu, la 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 măi sărași cărările mele c-o crescut iarba pe ele. Oare mândra ce baiari că umblă din deal în vale, la 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 la. Oare mândra
baiari, oare mândra ce baiari, că umblă din deal în vali, la 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 la. Se mută din loc în loc, la 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 la, decotând după noroc, la 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 la. Îi văzui pe mândra pe deal, pășind din picioarii rar, măi! Făcuta multe pe lume, făcuta multe pe lume, mai mult religii cât bunii, la 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 la. Făcuta multe pe lume, mai mult religii cât bunii, la 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 la. Nu știu mândră ce-ai cu mine, la 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 la, că ți-am făcut numai bine, la 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 la. Văzui pe mândra pășesc, pășind din picioarii, ies măi! Când merg cu omul pe drum, pe drum, nu știi rău-i ori bun, la 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 la. Când merg cu omul pe drum, când merg cu omul pe drum, nu știi rău-i ori bun, la 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 la. Că de-nanchi dacă ai ști, la 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 la, pe cel rău l-ai ocoli, la 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 la. Și-ai alege numai bine, la 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 la, ca și tu mândră pe mine, la 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 la. Mulțumim tare mult, Leontin! Stimați respectatori, iată-ne din nou în direct, înainte de a trece la subiectul emisiunii noastre de astăzi. Două scurte precizări. De fapt, doresc să fac o urare de la mulți ani cumnatei mele, care astăzi se sărbează ziua de naștere. La mulți ani, așadar, Lavinia. Și să aduc mulțumirii vecinei mele, căreia îi aparține acest minunat costum. Ea mi-a mărturisit că are poate chiar și 200 de ani. Așadar, doamna Violeta Bocra, mulțumesc frumos pentru această bijuterie, efectiv. Acum, nu îi aparține cojocelul, pentru că, sinceră să fiu, nu m-a încăput. Ăsta, cojocelul l-am furat de la colega mea de cântec, Voichița Mihoc. Îți mulțumesc și ție, Voichița. Așadar, să asta revenim... e un nou ritual de dragobete, dezbrăcatul vecinelor, nu? Oricum, le mulțumesc că este un costum fantastic. Revenind la ziua de dragoste, la sărbătoarea noastră de dragobete, fără îndoială că mediul citadin a căzut de multă vreme pradă propagandei comerciale de import, dar cred că acesta nu este un motiv pentru a lăsa în uitare sărbătorile noastre. V-aș întreba pe amândoi, ce trebuie să facem sau trebuie să facem ceva pentru a menține acest... Cred că generația tânără are un cuvânt de spus vis-a-vis de conservarea și perpetuarea unor tradiții autohtone. Ce-am remarcat astăzi pe coridorul instituției la care cu onoare lucrez, a apărut un afiș. Sărbătoarea Dragobetelui, organizat de niște studenți. Din afiș nu mi-am prea dat seama. Cea mai tare sărbătoare din miezul iernii. Nu e chiar miezul de iarnă, deja am depășit, ne apropiem de începutul primăverii, minte n-aș echinocțiul de primăvară, dar faptul că niște studenți angajează o asemenea manifestare e un semn foarte bun. În programul sfârșit de săptămână în județ am remarcat interesul pentru Ziua Dragobetelui la Salonta. Elevii Liceului Teoretic de acolo organizează la Casa de Cultură din Salonta mâine, în 23, iar la Casina Română din Beiuș, în 24, se organizează iar o sărbătoare a Dragobetelui. Asta numai în Bihor și probabil că vor fi și altele care nu le știu eu. Ar fi bine dacă ați pătrunde cu camera de filmat să vedeți cum preiau această sărbătoare vis-a-vis de o alta, care nu avem să
reproșăm nimănuia că a început să se să prindă teren, știți foarte bine despre ce este vorba, dar cred că cu o promovare mai consistentă am putea să vorbim mai des despre tradițiile noastre, pentru că o zi dedicată dragostei este foarte, foarte importantă. Nu avem timp să discutăm cât de prezent este dragostea în lirica populară românească, personificată de dorul acela inconfundabil, intraductibil, pentru care Lucian Blaga a și alcătuit o antologie la curțile dorului. Ori dorul se confundă cu dragostea și mă bucur foarte mult de selecția aceasta care ați făcut-o pe cântecele dragoste cântate de către Leontin. Și vă mai rețin puțin atenția, iertați-mă, sper că Leontin mai are timp să intre în emisiune. Începutul primăverii, în perioada aceasta de început de primăvară, sunt mai multe sărbători cu dată fixă și dată mobilă. Să nu uităm că am intrat în ciclul pascal. De asta dată dragobetele coincide cu sărbătoarea Sântoaderului, despre care am putea să vorbim foarte mult. Sărbătorile ritmează ciclurile vieții și ale muncii. Sunt foarte importante. Urmează 1 martie cu ziua Babei Dochei, cu mărțișorul și cu zilele babelor apoi, până în 9 martie când sunt măcinicii. Deci o perioadă cu o mare densitate de sărbători, cu o semnificație extraordinară, despre care ar trebui să vorbim mai mult. Dar dacă o să mai avem ceva timp, O să ținem cont de sugestiile dumneavoastră, domnule Parasca. Leontin, înainte să ne mai cânți, iată două melodii, pentru că regizorul îmi spune că timpul se scurge foarte repede. Mi-ai spus că ați pus în scenă sărbătoarea, adică colindatul. Da. Poate vă gândiți și la o, eu știu, la o zi a dragostei. Da, nu e exclus să punem în scenă și o... Ar fi minunat sărbătoarea dragobetului. Pentru păstrarea tradiției. Ascultați numai niște versuri de dor și de dragoste. Dorule, de unde vii, de numai de mine știi? Dorule, ce gânduri ai, de numai la mine stai? Dorule, ce ți-am făcut, de te porți așa urât? Dorule, ce ți-am stricat, de mă porți noaptea prin sat? Minunat. Nimic de adăugat. Sunt antologice și cred că... ori fiecare din noi poate să se înfioreze la modul superior de versurile acestea. Și câte nu sunt superbe. Hai să le întregim doar cu muzică. La-la-la-la-la-la-la și mă duc la joc cu ele. La-la-la-la-la-la-la-la stresul mi-a mândrili meli. La-la-la-la-la-la-la-la și mă duc la joc cu ele. La-la-la-la-la-la-la-la ne-am strâns tăchii la un loc. Hai da hop și iar hop și vadă cum știu și joc. Hai da, hai da hop. Hai mănânci ce câininală și cârpata ce cu pană. Hai numba și numba măi la șirul, la 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 la, dacă știi meri pe firul, la 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 la, tragi-ți nană la șirul, la 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 la, dacă știi meri pe firul, la 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 la, tragi-ți nană la joc, hai da hop și iar hop, nu și ghe pe lângă foc, hai da, hai da hop. Ai pus un mod dracu la joc, piciorul meu ce știu, hai hop și iar hop, măi! Ce te uiți, nană, la mine? La 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 la, crezi că
că nu știu joca bine. La 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 la. Ce te uiți, nană, la mine? La 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 la. Crezi că nu știu joca bine. La 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 la. Ori nu vrei a mai juca, hai da hop și iar hop. Lasă-mă și eu alta, hai da, hai da hop. Păi nu mă lovi cu rochea, că mă calc în nevoia, mă. Hai numa și numa, mă. Asta mândră joacă bine. La 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 la. Și să-mi vârte după mine. La 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 la. Asta mândră joacă bine. La 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 la. Și să-mi vârte după mine. La 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 la. Joacă mândră, nu sări. Hai da hop și iar hop. Că-ți-or pica poalili. Hai da, hai da hop. Poalili cu fodrilachii. Hai da hop și iar hop. Care mă bag în pătachii. Hai da, hai da hop. Ce stai mândră supărată, la 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 la, cu cârpa pe oi lăsată, la 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 la. Ce stai mândră supărată, la 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 la, cu cârpa pe oi lăsată, la 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 la. O spusuțo are cine, la 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 la, să nu te iubești cu mine, la 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 la. Oare mândra ce baiari, la 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 la, ghi să uscă pe picioare, la 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 la. Oare mândra ce baiari, la 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 la, ghi să uscă pe picioare, la 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 la. Oare mândra ce-o făcut tu, aie, la 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 la, ghi să uscă pe pământul, la 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 la. Beteagă-i mândra, beteagă, la 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 la, ce-am zis că nu mi-i dragă, la 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 la. Beteagă-i mândra, beteagă, la 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 la, ce-am zis că nu mi-i dragă, la 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 la. Scoală mândră, nu mori, aie, la 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 la, că iar dragă mi-i fi, aie, la 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 la. La 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 la, unde mândra cu boii, la 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 la. Du-mă, Doamne, cu norii, la 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 la. Unde mândra cu boii, la 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 la. Du-mă, Doamne, cu stelile, la 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 la. Unde mândra cu oile, aie, la 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 la. Că dacă-mi fi amândoi, aie, la 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 la, n-or veni lupii la oi, aie, la 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 la. Versuri superbe, cum sunt și acestea. Mă vă rog, nu chiar vreau să vă rog să le și vreau doar să-i mulțumesc pentru cântec și vă rog să... Cine n-a iubit sub soare, nu știi dorul unde înfloare. Nu știi jalea cum te stinge, nici durerea cum te strânge. Nu-i da, Doamne, nimărui ce-mi dai mii și codrului. Codrului îi dai verdeață, mie dor pe-ntreaga viață. Codrului îi dai smicele, mie dor și dorurile, de nu pot scăpa de ele. Într-adevăr. Da. Fără cuvinte. Fără superbe. Comentarii. Pot să vă întreb de unde... Sunt din Bihor. Aceste. Sigur, din culegerile unor folcloriști bihoreni. Poate nu la toate a avut acces soliștii noștri, dar am ascultat foarte atent textele lui Leontin, care sunt foarte frumoase și servesc de minune temei
subiectului emisiunii din această, din această seară. Dragi telespectatori, eu îmi iau acum la revedere de la dumneavoastră, dar o ultimă întrebare o să o adresez invitaților mei, și anume se referă tot la lumea satului. Leontin, Filarmonica, duminică de duminică vara, știu că aveți chiar două, chiar și trei spectacole în sat. Scurt, să-mi spuneți amândoi, cum mai primește lumea satului cântecele populare bihorene? Da, seria noastră de spectacole a început deja. Duminică o să fim prezenți cu spectacol la Tilecu și la Vârcioroc. Noi ne bucurăm că afluența publicului spre sălile de spectacol a crescut. A fost și perioade mai puțin plăcute, când nu prea veneau oameni la spectacole, dar din nou se vede o efervescență în acest domeniu. Lumea vine la spectacole. Cine spune că nu, nu e adevărat. Este îmbucurător. Deci este îmbucurător. Vin la spectacolele noastre. Cred că ați văzut și anul trecut spectacolele mari pe care le-am organizat cu televiziunea română și cu săle arhipline. Chiar și la sate lumea vine, deși am putea spune că afluența mare de posturi de televiziune cu muzică populară la televizor toată ziua ar putea să-i țină pe oameni în casă. Totuși, oamenii trăiesc acele sentimente plăcute, vrea să-i vadă pe artiștii personal, să dea mâna cu ei, să ceară autografe, să ne bucură acest lucru și... Așadar, nu suntem în pericol, nici vorba de a nu avea... Nu suntem în pericol, dimpotrivă. Se vede clar o reînviorare a fenomenului muzicii populare. Poate că toată lumea vede ce se întâmplă cu copiii tineri. Încep să cânte și să promoveze foarte mulți copii mici. Ai văzut exemplu Danei Ionela Jurjuț. Da. Și mulți copii. Mă sună mereu părinți, nu organizați cursuri. Zilele trecute am avut o surpriză plăcută. Cineva de la Călăția m-a sunat să recomand pe cineva să țină curs cu un copil de 4 ani. Păi zic, încă plânge la 4 ani. Da, să cânte. Da. Nu că îi place foarte mult și urmărește muzica populară și îi place. Este o întoarcere la vatră. Este minunat ceea ce auzit domnule Parasca, foarte pe scurt. Eu aș fi un pic mai reticent vis-a-vis de ce... E foarte bine ce spune de altfel Leontin, dar m-aș bucura dacă comunitățile rurale ar face mai mult pentru păstrarea tradițiilor, în sensul de a performa obiceiurile, de a le trăi și de a le revivifica. Nu atât ca spectator, ci creator și în același timp performer al obiceiului acesta. Unde sunt orele de altă dată? Din păcate, nici măcar de la sata secului, când era ultima duminică din înainte de a intra în post, când era ultima higiene, cum se zice, nu mai vedem nicăieri. Și alte obiceiuri, sigur, nu suntem atât de paseiști încât să ne întoarcem neapărat la un anume trecut, dar nu putem trece totuși cu vederea faptul că în mediul rural prea puțin se valorifică tradiția locului. Cred că dacă lumea apreciază actul folcloric, până la urmă se va coborâ din scenă la o bârșie. Eu sunt de părerea asta. Și eu cred că s-ar putea, să fie generații noi care să-și caute identitatea, dar atunci costurile vor fi foarte mari să reclădească, așa cum s-a întâmplat Occident și unde se dau sume fabuloase ca să realizeze ceva artificial. Da, din păcate trebuie să vă întrerup. Și închei, să urăm totuși celor care poartă numele Teodor la mulți ani, multă fericire, tuturor îndrăgostiților să le urăm de dragobete la mulți ani, să împartă mărțișoare, flori iubitelor. Să le urăm și celor care nu sunt îndrăgostiți să devină îndrăgostiți. Așadar, dragi telespectatori, la mulți ani, noi ne revedem peste 2 săptămâni. La revedere!